întâi ursăm pe vală, pe urmă înnăvădim, dăm păsuri, pe urmă pe inghițe, pe urmă pe spată și pe urmă facem pânza. Ce se? Asta e sulul pe care vine pus prima dată curzeana. De aici dăm prin fuștei care ne țin rostul la fire. Și de la fuștei începem și dăm prin ițe. Tot așa se dă, un fir se dă prin rostiță, un fir se dă prin cealaltă iță, ca să se poată alege rostul. Și pe urmă, în spate. În spate, spetele sunt și mai dese și mai rare, depinde ce vrem să facem. Pentru pânză și covoare, încercăm să folosește spată deasă. Și pentru preșuri sau alte accesorii, pânză de cânepă sau asta, se folosesc spete mai rare. Deci, sunt cunoștințe care le avem într-o viață și noi încercăm să le punem acum pe Santi Aurica a tras valul din val către ea, pânză, ca să poată să meargă mai departe cu țesătura. Și pe urmă să învățăm tineretul să facă pânză, să țeasă, să coasă, că am cam uitat.